Bună ziua, doamnelor, domnilor, este ora 13, sunt Eli Roman, urmărit special B1 TV. Începem cu dezvăluirea accidentală făcută de premierul Marcel Ciolacu despre bomba bugetară. Mai exact, România ar putea termina anul 2024 cu un deficit bugetar care să depășească 8% din produsul intern brut, adică peste 140 de miliarde de lei. E mult, e puțin, dat fiindcă noi ar trebui să avem un deficit bugetar de maxim 3%, am putea spune că este destul de mult. Uitându-ne la declarația făcută de Marcel Ciolacu, faptul că am ajuns cu comisia la un dialog și normal cu următoarea comisie vom parafa acordul să avem pe 7 ani intrarea în deficitul asumat de 3% cu 0,74 puncte procentuale din PIB anual, arată că nimeni nu dorește să mărească niciun impozit și nicio taxă. E, nu știu, mai vedem, domnule premier Ciolacu, pentru că nimeni nu ne spune care sunt următorii pași pe care îi face guvernul pentru a reduce acest deficit bugetar în 7 ani de zile. Daniel Apostol, director general al Federației Patronale de Petrol și Gaze, alături de mine. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Să mulțumesc pentru invitație. Jurnalist pe economie, specializat în debutul, editorialist, iar în scurt timp ni se va alătura și Laurian Lungu, analist economic și membru al think tank-ului Consilium Policy Advisory Group. Bună ziua, vă mulțumesc de asemenea, domnule Laurian Lungu, pentru intervenție. Bună ziua! Bun, când te uiți la aceste date, Daniel Apostol, foarte rapid, deficit bugetar de peste 8%, respectiv 140 de miliarde de lei bani pe care România îi plătește din împrumut. Pentru că a titrat bombă bugetară. Bomba bugetară e prezentă aici de multă vreme și este amorsată de multă vreme și se numește deficitul bugetar, adică exact ceea ce spuneați. Adică diferența dintre ceea ce reușește statul să producă venituri bugetare și ceea ce este forțat să cheltuie. Deficitul bugetar poate fi ținut în frâu sau și mai bine diminuat, redus, pe două căi. Odată prin creșterea gradului de colectare, prin creșterea veniturilor de care are nevoie statul și, de-al doilea rând, prin temperarea, printr-o reformă, printr-o economisire a banilor care se duc pe zona de cheltuieli. Dezechilibrul major pe care îl avem vine tocmai din diferența spectaculoasă, aș spune, dintre ceea ce reușește statul să producă ca venit și ceea ce cheltuie zi de zi. Deficitul bugetar este acum o diferență și de asta ați spus că suntem în fața unei bombe bugetare, pentru că se vorbea până acum de un deficit sub 7%, 6,8, 6,9. Președintele Senatului recunoștea în urma unor discuții cu mediul de afaceri că există această diferență între venituri și cheltuieli. Pe baza calculelor făcute în urma declarațiilor premierului ar reieși o cotă mai mare a acestui deficit bugetar. Sigur, ideea de a reveni în normalitatea dată de regulile europene, acest 3%, acest ar presupune 3%, o reformă fiscală. Ar presupune, în primul rând, ce spune premierul e că am avea un plan de diminuarea deficitului cu o anumită cotă anuală, astfel încât timp de 7 ani să intrăm, să revenim în ținta de deficit. Ar însemna însă o reformă spectaculoasă, pentru că mă întreb dacă acest plan cu care premierul va veni astăzi sau curând... Păi, ar trebui să vină până în luna septembrie, că trebuie curând, să trimitem acest plan de ajustare fiscală. De factorul politic național pe termen lung, pentru că un guvern ține 4 ani. Acest plan e făcut multianual. Pe mine mă bucură acest lucru. Să avem un plan multianual. Mă bucură ideea unui plan, ca să fiu mai limpede. Pentru că ideea unui plan multianual presupune o stabilitate în politici, o gândire, o viziune și o aplicare a unor politici care nu se mai schimbă peste noapte. În mediul de afaceri, eu reprezint o federație patronală și ne-am confruntat adesea cu instabilitatea fiscală, cu lipsa de predictibilitate și lipsa de transparență, cu niveluri sporite ale taxării survenite pompieristic, ca atunci când ai nevoie să stingi un incendiu bugetar, ca să folosesc metafora asta. Așa. Ori, existența unui plan multianual presupune deja o gândire mai coerentă
și o asumare politică pe coerența acestei, acestei reforme fiscale, sigur. Bun, Laurian Lungu, guvernul trebuie să spună cum va reduce acest deficit bugetar în următorii 7 ani de zile, un plan de ajustare fiscală, știm că trebuie să-l trimitem către Bruxelles până în luna septembrie, sau în luna septembrie, nu știm însă nimic de cum va arăta acest plan de ajustare fiscală, de reformă fiscală. Ne spune într-una și într-una premierul Ciolacu că nu vom crește taxe, impozite, TVA. Să-l credem? Aș face întâi o remarcă, de fapt două remarcă. Prima este faptul că România se află în procedură de deficit excesiv, practic din anul 2019. Deci ne aflăm înainte de pandemie în această procedură care practic ceea ce necesită este reducerea deficitului bugetar pe o perioadă de un anumit timp, de 3-4 ani, către minus 3% din PIB. Deci practic noi suntem acolo deja. A intervenit pandemia, au fost niște excepții sau doar niște derogări. Toate țările din Uniune au putut să facă deficite mai mari. Însă, după, deja au trecut destul de mulți ani și noi, în loc să reducem deficitul bugetar, practic îl menținem de 2 ani în jurul valorii de 5,8% din PIB. Și acum gândiți-vă, dacă eu cred că această știre pe care am citit-o astăzi este mai degrabă un scenariu de lucru. Pentru că, sincer, nu aș vedea cum Comisia ar putea accepta o asemenea poziție în condițiile în care România oricum trebuia să reducă deficitul bugetar anual cu un anumit procent din sau un anumit fragment din procent din PIB începând din 2019 încoace. Deci, practic, aici este o problemă de încredere până la urmă. Dacă nu ai făcut-o până acum, de ce ai face de acum încolo? Și aici cred că este problema de fond. Și a doua remarcă pe care aș vrea să o fac este faptul că piețele nu vor aștepta 7 ani sau câți ani, nu știu... 7, așa ne-am angajat. Deci vă dați seama, ce ar însemna dacă România de la un deficit de minus 5,8 sare la minus 8 în acest an? Pentru că el de ce crește? Practic, sunt două mari surse. Deci, practic, una este creșterea pensiilor din septembrie. Aceea este o bombă imensă pentru deficitul bugetar. Este un cost enorm. Iar al doilea lucru este încetirea economiei, care, practic, pune o presiune mai mare pe deficitul bugetar. Deci, aceste două surse sunt primare pentru creșterea deficitului, care el oricum era prognozat să fie în jur de minus 7%, dacă vă uitați pe... Corect. Acolo era, undeva spre 7%. Sigur că da, minus 7% de la începutul anului. Deci, practic, încetirea economiei îl duce către minus 8. Dar, practic, noi suntem oricum în deficit, repet, în deficit excesiv și trebuie să aducem deficitul la minus... Adică ce facem acum? Prelungim această procedură de deficit excesiv cu încă 7 ani, dar piețele nu ne vor aștepta. Piețele reacționează mult mai puternic. România oricum este în Europa astăzi într-o situație foarte, foarte proastă, pentru că practic noi avem cel mai mare deficit bugetar, da? Și datoria publică este în creștere. Deci asta este o conjunctură foarte, foarte nefavorabilă la ora actuală. Să pui presiune și mai mare în sus pe aceste două variabile, deci în speță pe deficitul bugetar și pe datoria publică, după mine este o aberație economică. Ce alternative are domnul Boloș? Pentru că el va trebui să găsească... Aș mai adăuga ceva în ecuația desenată de domnul Laurian Lungu. Vorbea de declin economic care stă undeva, e o cauză macro. Deși statele este europene sunt date ca în ultima perioadă ca având un potențial de creștere economică, să spunem, demn de semnalat, statistica ne-a arătat, am văzut știri chiar de începutul săptămânii, ne-a arătat declinul producției industriale. Un declin al producției industriale într-o Europa care are oricum probleme de competitivitate a sectorului industrial. În piața globală vezi avansul Statelor Unite, vezi avansul Chinei ca principal doi competitori. Deci un declin al producției industriale
Și o agricultură cu o producție incertă anul ăsta, pentru că suferim de o secetă și... Atenție! Deja în weekend am făcut emisiune pe, iată, efectul caniculei asupra producției agricole. Vorbind la nivelul zilei de duminică, pierderile din agricultură erau la 2 miliarde de euro. La care adăugăm ce spuneam, cu un declin al producției industriale, nevăzând politici publice menite să încurajeze investițiile în industrie. Păi și ce o să vedem? Avem an electoral. Temerea mediului de afaceri este următoarea. Această agravare, această adâncire a deficitului bugetar să nu atragă decizii politice care să pună și mai mare presiune tot pe economia reală plătitoare de taxe și impozite. Pentru că de obicei, știți, este vorba românească, dai cu biciul în calul care trage. Adică povara fiscală crește pe umerii acelor sectoare industriale, acelor companii care oricum se conformează, rămâne în continuare o mare problemă. Ce a recunoscut și de premier, nivelul destul de îngrijorător al evaziunii fiscale, rămâne un decalaj în colectarea de TVA, rămân astfel multe probleme în zona de colectare a veniturilor fiscale și, în același timp, riscul de creșterea poverii fiscale pe umerii celor care oricum contribuie la formarea bugetului. Adică pe umerii mediului de afaceri și mai puțin pe umerii noștri ai tuturor, ai populației cu o creștere a TVA-ului. Pe umerii tuturor. Hai să vedem declarația lui Marcel Ciolacu, care insistă și este consecvent că este exclus să crească TVA-ul. Aud de măriri de TVA. Este exclus așa ceva. Este cea mai simplă abordare pe care o poate avea un guvern, astfel încât să împartă o povară indiferent de ce venituri ai. Nu cred că România își permite anul viitor să aibă măriri de taxe și impozite. România trebuie să facă o analiză și avem reforma fiscală în continuare acolo în zona de excepții. Și știm foarte bine că orice decizie e luată în 2025 are efecte fiscale în anul fiscal 2026. Vă promit că nu o să iau nicio decizie pe picior și împreună cu colegii mei, indiferent de culoare politică din Guvernul României, vom lăsa în continuare o stabilitate macroeconomică și niciun euro sau leu sau ban din deficitul bugetar nu va fi dus pe consum. Să-l credem, Daniel Apostol, Laurian Lungu? Nu va fi niciun leu îndreptat spre consum. Asta ar presupune că există intenția să fie îndreptat spre cheltuieli de capital, spre investiții, ceea ce ar fi bine. Îmi doresc să văd decizii guvernamentale menite să încurajeze investițiile, cheltuielile de capital publice, care în consecință dau un sânge proaspăt în economie furnizorilor de produse și servicii în proiectele de investiții publice, dar în același timp îmi doresc să văd și decizii menite să sprijine dezvoltarea sectorului industrial din România, menite să sprijine proiectele mari de investiții până de care acolo, România are nevoie. Până acolo, ce facem cu deficitul ăsta? Ce își permite, de fapt, Laurian Lungu, România să facă? O reducere a cheltuielilor ar trebui. Cum scădem acest deficit bugetar? Că de pensii nu ne putem atinge, da? Asta e clar, deși este una dintre cele mai mari povări care atârnă acolo în deficit, da? Recalcularea acestor pensii din 1 septembrie. Nu vom majora taxe, nu vom majora TVA, dar ce vom putea face? Vă dați seama că ceva trebuie făcut, pentru că noi trebuie să facem o reformă fiscală și asta este asumată practic și în PNRR. Practic, de la anul vom trebui să avem această reformă fiscală și ea se gândește și astăzi. Practic, sunt și nai de lucru pentru că nu poți să o faci de pe o zi pe alta. Însă, ceea ce este foarte important este ca România să-și păstreze competitivitatea fiscală și partea asta de impozitare care deja a crescut foarte mult. Deja noi nu mai suntem competitivi dacă ne uităm la costul cu forța de muncă. Pentru că, practic, impozitele pe salarii
au crescut foarte mult. Suntem deja în top 6 în Europa. Dacă adunăm deci toate impozitele pe venit, deci impozitul pe venit, contribuțiile CAS, CASS și așa mai departe. Or, practic, vă dați seama că în condițiile astea, cine mai vine să folosească forța de muncă din România? Sigur, costul orar este încă destul de mic. Dar noi trebuie să ne păstrăm acest avantaj competitiv fiscal pe care România îl are, de a-și atrage companiile care vor să vină să investească aici. Ne trebuie un regim predictibil de impozitare și așa mai departe. Toate aceste lucruri trebuie gândite pe ansamblu. Nu trebuie să luate direcții separate, pentru că, alminteri, dacă politica fiscală merge pe calea actuală, că avem niște herupisme din acestea, niște politici care sunt adoptate ad hoc. Ne uităm și la pachetul fiscal care a fost pus în practică anul trecut, deci la începutul acestui an, cu acest impozit pe cifra de afaceri, care este o aberație din punct de vedere economic și practic efectele lui le vedem astăzi și le vom vedea și la anul. De aceasta încetinește economia, să știți. Deci, practic, avem efectele care se văd datorită deciziilor care s-au luat acum câteva luni. Și, practic, dacă politica fiscală merge în aceeași direcție, creșterea TVA va deveni obligatorie. Nu ai cum să eviți așa ceva, pentru că nu ai cum să crești alte taxe. Practic, ceea ce poți aduna foarte facil sunt acestea. Contribuția de asigurări sociale, CASS și TVA. Și accizele, bineînțeles. Da. Accizele, deci să păstrăm... Am un exemplu de dat, exact ce spunea Laurean Lungu. Am făcut un calcul rapid, o simulare. Ce înseamnă un salariu, la un salariu brut de 5.000 de lei? Dacă cei care ne privesc și au astăzi salariul pe cartea de muncă de 5.000 de lei brut, le ajunge în mână lunar, sub 3.000 net. 2.950 de lei. De ce? Exact ce spunea analistul prezent, costul cu forța de muncă este mare, este împovărător. Asigurările sociale 25%, asigurările sociale sănătate 10%, impozitul pe venit 10%, contribuția asiguratorii pentru muncă, toate acestea diminuează veniturile reale, care ajung, venitul net real care ajunge la un cetățean cu un salariu pe cartea de muncă de 5.000 de lei. Asta doar ca un exercițiu de gândire. În contextul ăsta nu ai cum să mai pedalezi, să mai accelerezi împovărarea fiscală pe zona muncii. Ba dimpotrivă, ar trebui să încerci să faci în așa fel încât costul cu forța de muncă să devină mai ușor, mai facil, despovărat de o fiscalitate prea grea. Și atunci, într-adevăr, ce rămâne? Ai nevoie de venituri la buget? Sunt discuții cu privire la modificarea eventuală a nivelului cotei unice, ba chiar sunt discuții cu privire la posibila schimbare a cotei unice, iar aici mediul de afaceri într-un singur glas, într-o voce, cere să nu se aplice cota progresivă. O cotă progresivă, deși suntem conștienți că este nevoie de acumulare de venituri la bugetul de stat, poate prin alte mijloace pe care le putem discuta, dar cu păstrarea unei cote unice care s-a dovedit a fi funcțională. Mai este evident discuția cu TVA-ul, discuțiile și declarațiile politice într-un an electoral sunt într-un ton favorabil urechilor care ascultă aceste declarații, dar deciziile politice care vor veni după terminarea alegerilor vor fi de cu totul altă natură. Am convingerea asta pentru că am mai trecut odată printr-un fil. Da, vezi, Doamne, spune Daniel Apostol, domnule Laurian Lungu, spune Marcel Ciolacu, că dacă ar anunța creșteri de taxe și impozite în 2025, practic la bugetul de stat s-ar resimți în 2026, adică ar face o cala carte cu 6 luni înainte de aplicare, ceea ce nu prea s-a întâmplat, dar de data asta ar face așa. Ce alte alternative avem de a vedea cât mai rapid bani la bugetul de stat? Evaziunea fiscală scoasă la lumină, colectarea de mai mulți bani la bugetul de stat, cum? Asta sunt, vă dați seama că evaziunea fiscală nu se poate, nu, deci lupta împotriva... De acolo deranjăm niște găști politice, probabil, și de-aia nu ne aplecăm. Nu e vorba numai de asta, dar nu poți să o faci de azi pe mâine. Nu avem softuri, nu avem... Ce n-avem? De ani de zile. Ceea ce trebuie făcut, trebuie să controlate cheltuielile bugetare. Deci ăsta este primul pas care este cel mai facil de făcut. În momentul în care te apuci și controlezi cheltuielile bugetare, atunci vei reuși să restrângi și deficitul bugetar. Și pe urmă trebuie găsit un balans, astfel încât să aplici o politică fiscală axată pe un sistem de impozitare care să fie benefic pentru țară.
Și ăștia sunt pașii de urmări. Deci, trebuie început neapărat cu cheltuielile bugetare. El nu mai poți să crească în ritmul în care cresc acum, nu mai poți să ai niște cheltuieli discreționare care practic îți împovărează foarte mult deficitul bugetar. Și aici trebuie gândite lucruri atent. Trebuie avut un consens politic, pentru că fără un consens politic nu poți să iei decizii în acest sens. Știm cu toții că cheltuiala bugetară este un subiect foarte, foarte spinos. Dar amintiți-vă de criza din 2008. În momentul în care a trebuit să facem ceva, ce s-a întâmplat? La acest exemplu făceam referire. La exact acest exemplu făceam referire. Istoria de acum 10 ani, peste 10 ani, ne arată că în momentul în care intri într-o criză reală, depășești și momentul electoral, ești portat să strângi cureaua. Dar putem compara aceste două momente, domnule Laurian Lungu, acum cu un deficit bugetar, iată, de 8,18%, cu criza din 2008-2009, astfel încât să ne putem gândi să luăm în calcul un astfel de scenariu, majorare TVA și reducere cheltuieli bugetare, adică reducerea pensiilor? Sigur, avantajul acum este că încă mai avem puțin timp. Atunci a fost un șoc global, ne-a luat prin surprindere pe toată lumea și n-am avut ce face. Dar suntem în aceeași poziție, într-o poziție fragilă, pentru că avem deficite mari și atunci am avut un deficit bugetar mare și suntem practic în aceeași poziție. Și dacă un șoc extern ne poate da peste cap, șoc extern înseamnă, nu știu, fie că încetinește economia globală mai mult decât se așteaptă, fie că încetinim noi, fie că aplicăm această lege a pensiilor ad literam de la 1 septembrie cu toată creșterea, pentru că poți să o faci fiată, poți să o faci gradual, poți să aplici această creștere gradual pe parcursul a 2-3 ani. Deci, ăsta sunt niște șocuri care pot să sunt niște șocuri foarte mari care pot să dezechilibreze bugetul. Și atunci, bineînțeles că, practic, piețele vor reacționa și vom fi nevoiți să acționăm și noi, la rândul nostru. Adică, ele nu te iartă. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Marea Britanie, numai degrabă de acum 2 ani de zile, când, practic, au venit cu un plan fiscal și nu a fost acceptat de către piețe și așa mai departe. Deci, sunt țări mari, economii mari, care suferă, dar care suferă efectele unei politici fiscale, știu, care nu este acceptată, practic. Mulțumesc tare mult, Laurian Lungu, pentru această intervenție la Special B1 TV. În contextul în care vorbim de cheltuieli ale statului, e drept, asupra cărora noi prea puțin putem face, vorbim și despre cheltuielile fiecăruia dintre noi, pentru că în aceste zile de caniculă, deja de 5 zile vorbim de cod roșu, de caniculă, temperaturi extreme, România vedem că este cea mai scumpă piață de energie din Europa în aceste ultime cel puțin 2 zile, urmărind prețul unui megawatt oră. Care este motivul pentru care România are cea mai scumpă energie din Europa? Discutăm în minutele următoare. Se alătură discuției noastre Gabriela Văcăriței, este redactor șef în acest moment la energinomics.ro. Bună ziua, mulțumesc tare mult, Gabriela Văcăriței! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bun, explicațiile există? De ce avem cea mai scumpă piață de energie din Europa în aceste zile? Aș nuanța un pic această afirmație. Vorbim despre prețuri care sunt valabile pe intervale de timp scurte, prețe pe anumite piețe, piața de ziua următoare, de exemplu, și nu neapărat de prețul final pe care într-o lună îl plătește unul dintre noi. Aici aș spune că situația este un pic diferită, aproape complet diferită, în sensul care românii plătesc unele dintre cele mai mici prețuri la electricitate în Europa, pentru că suntem în interiorul unui spațiu de plafonare și compensare a prețurilor, ceea ce de fapt face ca factura finală la nivelul consumatorului să nu reflecte prețurile reale din piață. Acesta este principalul motiv. E o situație care probabil se va încheia în primăvara anului viitor, dacă nu apar alte decizii. Deci deocamdată, indiferent de ceea ce se întâmplă în piață, mare parte a consumatorilor, peste 80%, avem cifre, estimări oficiale, nu resimțim în facturi aceste prețuri. E o discuție care merită avută, însă de ce sunt prețuri ridicate chiar și pe aceste piețe despre care vorbim? Iar aici, ca să încep doar dialogul, m-aș referi la faptul că în România nu avem suficiente capacități de producție. Aceasta este cauza fundamentală, dacă vreți, intrăm în detalii. Nu avem nici capacități de producție, dar nici capacități de stocare, înțeleg. Sigur, acum de stocare abia începem să vorbim și este încă un obiectiv
la un orizont de câțiva ani, a spune. Să avem suficient de capacități de stocare cu care să aducem un impact semnificativ la nivelul sistemului. Dar, e, slavă Domnului că suntem în această poziție și din discuțiile pe care le-am avut cu mari jucători, mari companii implicate în piața de regenerabile, toți iau în considerare să integreze deja sisteme de stocare cu obligație de la stat sau fără obligație, pentru că e un business case solid. Bun, spunea Gabriela Văcăriței, Daniel Apostol, că 80% din populația țării consumatoare, da, are un pleț plafonat. Dar oare chiar așa acești toți 80% este o cheltuială pe care statul o suportă în acest moment, nu? Să plafoneze acest preț al energiei. Da, dar a toți fost ăștia 80% atât de mulți suntem că nu ne permitem prețul energiei? A fost o energiei? Decizie de politică de protecție socială. Este vorba de prețul la energie electrică și este vorba de prețul la gaze naturale. În martie 2025, cum spunea Gabi, la începutul anului următor, teoretic ar dispărea această plafonare a prețurilor și ne-am reîntoarce spre, atunci să te ții, spre practic, piața nu? liberalizată. De aia ar fi bine să pornim discuțiile încă de pe acum, să ne dăm seama ce se va întâmpla și care ar trebui să fie planul, pe de o parte, în zona politicilor publice, pe de altă parte, în zona strategiilor producătorilor de energie. Ce se va întâmpla cu România, ce se va întâmpla cu piețele de consum după eliminarea acestor plafonări, cel mai devreme în începutul anului următor. Sunt toți cei care plătesc astăzi prețul plafonat, sunt îndreptățiți? Iată o altă întrebare. Felul în care definim consumatorul vulnerabil ar trebui să fie din nou o discuție cât se poate de serioasă, să identificăm acele sub definiția de consumator vulnerabil, acel cetățean român care are cu adevărat probleme cu privire la racordarea la energie, la posibilitatea financiară economică de a-și susține necesarul de consum și prin politica publică de protecție socială, acest consumator vulnerabil să fie protejat. Deocamdată toți cetățenii, da, toți consumatorii casnici sunt protejați de această măsură de plafonare și știm și de ce. Pentru că un nivel foarte ridicat, extrem de amenințător al inflației... Tu ești în această categorie, eu sunt în această categorie. Noi toți care suntem în acest dialog, inclusiv Gabia Măcăriței care se uită la noi. Nu, deși noi ne permitem să plătim. De aia spun că este nevoie reală de o analiză a ceea ce înseamnă consumator vulnerabil, de o redefinire extrem de atentă a conceptului de consumator vulnerabil care să intre sub o protecție socială printr-o astfel de politică publică. Reamintesc doar faptul că protecția care este acum, această umbrelă sub care ne aflăm cu toții a plafonării prețurilor, a venit în urma inflației pe care noi am importat-o, n-am produs-o noi. Știm foarte bine și de ce. Post-pandemie, războiul din Ucraina, criza energetică, toți acești factori au dus prețurile la energie în toată lumea, în toată Europa, inclusiv la noi, la niște cote amenințătoare și atunci guvernul a cerut această plafonare. Vom vorbi de îndată și despre securitatea energetică, Daniel Apostol. Până atunci, însă vreau să vedem ce a spus premierul Ciolacu, atacul pe care l-a făcut la foști miniștri ai energiei. Ei vă spun cinstit. Nu e suficient să fii ministru sau prim-ministru. Când ei, asta explicam și colegilor de la IMM-uri, când vezi că ai fonduri europene de miliarde de euro pentru zona de investiții în energie verde, îți strângi specialiștii și faci niște calcule. Ce putere instalată va fi, cât va produce în România într-un an, în cât timp ajung la maturitate aceste proiecte. Am ajuns pe energie verde să fim printre fruntașii producători din Europa. Depășim, cred că, reactoarele de la Cernavodă. Pe mai domn ministru, când ai declanșat aceste programe prin PNRR, prin proiecte naționale, prin fondul de modernizare, mintea ta n-a putut gândi că trebuie zonă de stocare?
și că România are interconectare de mare de altfel la nivel european, de aproape 30%, și că vei produce când va fi vânt și soare mai mult decât consumi. Nu era prea. Cu energia de la nuclear avem ce face, că energie de bandă. Avem cel mai bun mix energetic din Europa, dar când a fost nevoie să avem o viziune clară de dezvoltare, nu ne-a dus capul. Știți, eu am mai spus, cel mai rău în administrație și mie cel mai mult mi-e frică de hărnicia prostului. Așadar, energia cea mai scumpă e cea pe care nu o ai, am titrat noi aici pe burtiera emisiunii noastre. Gabriela Văcăriței, cum comentăm declarațiile premierului? Atacul nu este către domnul Burduja, este către predecesorul său. Eu nu am mult de comentat aici, pentru că sentimentul meu este că e o declarație care are relevanță în plan politic și nu, aproape deloc în plan energetic, să zicem, sau economic. Deci spune mai multe despre relațiile dintre partenerii la guvernare și în zona asta, decât despre piața de energie propriu-zisă. Problemele sunt mult mai complicate decât ar putea fi sumarizate de domnul premier într-o frază. Și aici încercăm, de exemplu, în câteva minute să vorbim. Noi încercăm de ani de zile, în articol după articol, în fiecare zi, cu zeci de conferințe pe care le organizăm. Chestiunile sunt mai complicate. Deci ar fi bine să trecem dincolo de metafore cu proști sau deștepți. E evident că energia cea mai scumpă e cea pe care nu o ai. Și avem exemplu limpede, probabil mai ușor de înțeles de toată lumea, din zona de gaze. Ce s-a întâmplat în urmă cu 2 ani a fost că România a decis că avem nevoie să ne asigurăm securitatea în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze naturale. Am obligat furnizorii să constituie stocuri de rezervă pentru a fi pregătiți, cu niște costuri evidente. Și am văzut că am reușit să trecem cu bine peste 2 ieri consecutive, fără să avem probleme în securitate. Ne-am asumat niște costuri pentru a fi în siguranță. În zona de energie este la fel, doar că ceva mai complicat. Fiindcă un pic mai complicat, că n-am reușit să trecem de 5 zile caniculare fără să ni se oprească curentul în case. Și vezi situația spitalelor. Pentru că din punct de vedere tehnic este alt sistem și echilibrarea se face instantaneu. De aceea, noi cu gazele pe care le-am stocat, le ținem în continuare acolo, sunt la jumătate, dacă țin bine minte, încă pline rezervele de gaze în momentul ăsta, și o să le consumăm la prețuri ridicate, cu costurile care vin o dată cu stocarea, vin de ani de zile, dar le avem. Pentru electricitate, condițiile tehnice sunt diferite și a face această echilibrare instantanee este cu mult mai complicat. Nici nu există soluții salvatoare. Bateriile despre care vorbim de câțiva ani nu reprezintă încă o soluție pe scară largă. Investiții de genul Tarnița Lăpustești, care era devenită de actualitate prin intermediul unui ministru al energiei, are șanse să se întâmple în mai mult de 5 sau 7 ani de zile, numai devreme. Deci soluțiile despre care vorbim trebuie să fie un pic diferite. Și aici cred că ceea ce m-a apărut în presă, în presa generalistă în zilele din urmă, are sens, chiar dacă e un pic supărător. A spus domnul ministru, raționalizați-vă modalitatea în care consumați energia. Încercați să faceți, să mutați o parte din consum. Da, adică eu când ajung acasă la ora 18 să nu mai spăl. Nu neapărat atunci, ci eventual să programezi mașina de spălat să pornească la 3 noaptea, de exemplu. Dacă nu ți afectezi drastic confortul, dacă ți afectează somnul, firește că nu este o soluție. Dar soluții există punctuale pentru diverse situații. Asta este un element de comportament. Și nu vorbim doar despre consumatori, ci același lucru îl pot face și producătorii din resurse regenerabile și consumatorii industriali. Deci un comportament mai bine adecvat poate ajuta mult. Am vorbit din zona de investiții și tehnologie, nu există soluții pe termen scurt. Mai există însă o modalitate de încurajare a acestor modificări de comportament care vine din tarife. Și s-a menționat din nou zilele astea că am putea recurge să implementăm, am citit undeva, să implementăm un sistem de tarife diferențiate noapte-zi. Ele există, trebuie implementate. Există în legislație, sunt funcționale. De ce nu sunt generalizate, de ce sunt folosite pe scară largă? Pentru că diferențele de preț între tariful de zi și noapte nu sunt semnificative și atunci nu este o decizie care să se justifice financiar. Poate că dacă am avea diferențe mai mari de tarife,
atunci mai mulți oameni ar găsi că această variantă are sens. Bun, răspunsul pe care îl dă Sebastian Burduja, ministrul energiei, la de ce avem prețuri mari la energie în aceste zile, într-o postare făcută pe Facebook, dar va fi prezent în această după-amiază la Politica Zilei, la Ioana Constantin, începând cu ora 17. Domnia sa spune așa: pentru că producem prea puțin, am pierdut jumătate din capacitatea de producție în bandă din 1989 în aceste 3 decenii, pentru că nu avem acces la o capacitate de interconectare suficientă, sunt lucrări majore în Ungaria și nu numai, și pentru că nu avem tarnița Lăpuștești și abia ne-am apucat să încurajăm investițiile în stocare în ultimul an. Daniel Apostol. În completare ceea ce a scris ministrul Burduja, aș reaminti că avem în dezbatere publică, tocmai s-a încheiat perioada de dezbatere publică pe strategia energetică, care este produsul inițiativa Ministerului, cu puncte de vedere colectate de la multe părți implicate. Această strategie energetică ar trebui să fie documentul programatic care să dea soluția la întrebarea cheie: ce vom face de aici încolo cu energia, cât de disponibilă va fi, nu doar din perspectivă financiară, cât și din perspectiva dacă este sustenabilă și dacă este sigură aprovizionarea. Energia cea mai scumpă e cea pe care nu o ai. E o frază interesantă, titlul pe care l-ați spus în emisiune. Eu mă bucur să pot spune că România are resurse naturale menite să-i asigure securitatea energetică. Depinde foarte mult de deciziile politice care se iau, de modul în care sunt încurajate proiectele de investiții, de felul în care privim aceste resurse naturale de energie. Mă gândesc aici că undeva în 2 ani și jumătate, în 2027, deci 3 ani, ar urma să producem gaze naturale din producția din subsolul adânc al Mării Negre, o rezervă spectaculoasă pe care o avem la dispoziție și care ar trebui să contribuie, exact, și care ar trebui să contribuie taman la securitatea energetică, ar trebui să contribuie și la modul în care România își asumă noile tehnologii și parcursul de tranziție energetică, apropo de schimbările climatice și de modul în care vrem să contribuim la combaterea acestora. De aceea cred că este important ca textul pe care Ministerul l-a pus în dezbatere publică să prindă viață, pentru că de-a lungul timpului am mai participat sau am fost martor la redactarea unor astfel de documente care au rămas doar în sertare ministeriale. O strategie energetică trebuie să fie un document pe care și-l asumă câteva guverne consecutive. Ca și reforma fiscală de care vorbeam ceva mai devreme. Sigur. Mulțumesc tare mult, Gabriela Văcăriței, pentru intervenția aici la Special B1 TV. Scurtă pauză, ne reîntoarcem cu recordul de remiteri în țară din partea românilor din diaspora. Peste 6,5 miliarde de euro trimise în țară de către români au pompat-o în economia națională, practic sunt ca și un colac de salvare. Discutăm după pauză. Am revenit în direct. Românii din străinătate reprezintă cei mai mari investitori în economia României, cu 6,5 miliarde de euro trimiși în țară anul trecut. Iată, consemnează un record absolut. Cei mai mulți bani au trimis românii din Marea Britanie, urmați de Germania, Italia și Spania. Daniel Apostol în continuare alături de mine. Așadar, românii plecați la muncă în străinătate trimit în continuare și sunt cei mai mari investitori privați, nu, din România. Așa este, dacă e să luăm diaspora în totalitatea ei și facem un clasament al volumului de investiții venite din străinătate, ceea ce s-ar chema investiții străine, da? În economia românească, iată că conaționalii noștri care trăiesc și muncesc în alte țări și trimit bani acasă au un aport deosebit din punctul ăsta de vedere. Acești bani se regăsesc în diverse zone, pentru că majoritatea, toți trimit bani acasă familiilor. Bun, și se regăsesc unii în consum, în construcții, în... dar se regăsesc și în investiții, asta vreau să spun. Se regăsesc în consum în principal, acoperă nevoia de consum, de lichidități a celor rămași acasă, dar nu doar atât, se regăsesc și în investiții, de cele mai multe ori în construcții, în acareturi, clădiri noi, apartamente sau gospodării în zona
rurală. De altfel, satul românesc și-a schimbat vizibil fața din momentul în care diaspora română a devenit un remitent serios. Vedem în satul românesc străzi noi, case noi și asta ne bucură. Pentru că banii pe care îi regăsim și în sectorul construcțiilor, în sectorul investițiilor locative, atât în urban cât și în rural, contribuie la rândul lor pe lanț, nu? În momentul în care construiești o casă, materiale de construcție, forță de muncă, electricitate, aparate electrocasnice, mobilă, covoare, toate acestea înseamnă o înșiruire pe lanțul economic al traseului corect al banilor în economie. Dar ca și efect... Mai mult, și cu asta termin în 3 secunde, e posibil ca la anumite familii acești bani trimiși din străinătate să se regăsească într-o mică parte și într-un depozit, și într-o zonă a economisirii. Deși vedem foarte mult, sau cel puțin aici la nivel de mari orașe, cum construcțiile înfloresc, apartamentele înfloresc cu prețuri deloc mici, prețuri pe care și le permit, iată, românii care trimit banii din diaspora. Am un răspuns care vine dintr-o vorbă de duh țărănească. Nu-i nebun cine cere, e nebun cine dă. Iar știi bine că economia de piață se bizuie pe cerere și oferte. Atât timp cât există cerere, va exista ofertă. Ne uităm la acești bani, spuneam că după Marea Britanie și Germania, din Italia, comunitatea românilor din Italia, iată, trimit 800 de milioane de euro și Spania, căpșunarii, așa cum îi știam noi din Spania, 400 de milioane de euro. Putem spicui, explica aceste nivele destul de diferite și faptul că, iată, Marea Britanie se detașează în acest clasament, sunt mai bine plătiți acolo românii? În primul rând, diferența dintre liră și euro. Este. Da? Da, 6 lei pe liră, 5 lei pe euro, așa în cifre simpliste, poate fi o diferență. În al doilea rând, sigur, cu cât îți realizezi venituri într-o țară unde nivelul de salariu este mai ridicat și trimiți bani acasă, unde puterea de cumpărare este mult mai joasă, cu atât mai mult banii trimiși acasă vor avea o greutate mai mare. Ce remarcă, aș vrea să fac un comentariu personal apropo de, cu ghilimele, de căpșunari. Eu cred că ar trebui să privim diaspora care muncește, că mai există și altă categorie a diasporei despre care nu comentez aici. Diaspora românii plecați la muncă ar trebui să aibă din partea noastră un respect mult, mult mai serios. Sunt români, sunt cei mai frumoși ambasadori pe care România statul... poate să-i aibă oriunde în lume, românii care muncesc. Chiar dacă muncesc, sunt în munci agricole, în munci fizice, în construcții, sau, de ce nu, sunt și intelectuali, sunt medici, sunt avocați. Mulțumesc tare mult, Daniel Apostol, pentru prezența aici la Special B1 TV. Ne reîntoarcem la ora 14 fix, joaca de reforma care blochează miliardele din PNRR. Discutăm aceste lucruri cu Ana Bircea, candidat la alegerile prezidențiale.